cine-i? Forța e după moarte! Surprizător sau nu, Fortnite are o nouă amenințare, iar aceasta se numește Minecraft! No! Sam! This is the worst day of my life. Bătrânul Minecraft, dispărut de câțiva ani, dintr-o dată a explodat în popularitate, în mare parte mulțumită lui PewDiePie cu seria sa care e pur și simplu genială. Together we are strong. Together we are unstoppable. Însă, hai să vedem dacă Minecraft-ul poate distruge Fortnite-ul. Din punct de vedere al graficii, Minecraft arată a Lego. Însă, există nenumărate shadere și texture pack-uri care fac jocul să arate genial. În schimb, Fortnite arată ca un hentai. Toate caracterele feminine au talia cât o șurubelniță și bucile cât roțile de dacie. Din punct de vedere al gameplay-ului, Fortnite îți oferă o experiență Battle Royale cu un sistem de shooting vars, nici măcar first person nu există, alături de niște dansuri care te fac să arăți ca un prunc ce-o luat o supradoză de zahăr. Minecraft, în schimb, are mai multe moduri de joc. Survival, unde de la un simplu om al peșterii ajungi să ai un întreg imperiu. Creative, unde lumea își încearcă talentul în arhitectură. Astea fiind modurile jocului. Însă, comunitatea a creat o mulțime de minigame-uri, inclusiv survival games, tatăl tuturor Battle Royale-urilor. Însă, ambele jocuri au o problemă extrem de gravă. Comunitatea! Până acum vreo 2 ani se știa că Minecraft are cea mai toxică comunitate. Însă, mare parte din copiii copaci au migrat către diferite jocuri pentru telefoane, dar cei mai mulți toxici sunt pe Fortnite. Prin urmare, tu decizi care joc își merită popularitatea. Lasă un comentariu sau votează la i-ul din dreapta sus.